Bătăile, ca în filme între adolescente, sunt o adevărată modă la Bistrița. Noi cazuri au ieșit la iveală după ce jurnaliștii de la știri de Bistrița.ro au relatat zilele trecute despre un incident violent petrecut în autogara din Năsăud, în care o adolescentă este bătută crunt de alte două fete de vârste apropiate. În noua filmare publicată de jurnaliști, bătaia are loc chiar în curtea unei școli. Este vorba de o încăierare între două fete chiar lângă sala de sport a grupului școlar economic. Bătaie petrecută acum un an, dar care nu a fost mediatizată până Acum, cele două evenimente violente au însă un numitor comun. Fata bătută vineri în autogară este aceeași fată care se bate și în curtea școlii în urmă cu un an. Directorul Unității de Învățământ din Năsăud, Dorel Bidică, a declarat că nu are știință de această întâmplare. În schimb, Inspectoratul Județean Școlar va începe o anchetă în cazul acestor agresiuni în care sunt implicați elevi afara școlii, dacă se le ne interesează. Îmi pot da. spune că nu-i treaba noastră. Există așa numitele comisii antiviolență, în care ei măsuri, comisia de disciplină pe școală, mă rog, zona educativă ar trebuie intensificată, că suntem în junglă. Cazurile de violență înregistrate în rândul tinerilor sunt tot mai multe în ultimul timp. Un caz extrem de violent s-a petrecut tot în autogara din Năsăud, în urmă cu 2 ani, atunci când doi tineri au bătut un adolescent de 17 ani până l-au lăsat inconștient iar la fel, drew, în urmă cu șapte luni, o altă dispută a degenerat în bătaie, protagoniștii fiind tot elevi adolescenți.